Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Doamnelor și domnilor, altfel de început, altfel de zi, altă energie. Pe joia asta, doamne, zici că e weekend deja. Păi este weekend, ai zis că mâine mă lași singură. Îmi pare rău, George. Trebuia să te iau la dans. Dacă mâine mă lași singură, măcar atâta să facem. Păi nu, să că dansăm. Înainte de matinalul ăsta am avut antrenament cu băieții în platou, am jucat fotbal. Ah, mă scuzați. Nu se poate, nu se poate. Mâine avem steagul sus. Cool down, se zice. Cum? Cool down, se zice. Warm-up și cool down. Mamă, eu-s băiat de la... Deci încălzirea și cumva răcirea, să zicem așa. Avem știri. Avem. Oare cine a fost prins? Oare la volan? Spune cine? Guess who? Oare cine? Dar nu știm sigur. Or fi ieșit analizele făcute la IML, pentru că înțeleg că el a cerut să fie recoltate probe de sânge. Măi, sincer, treaba e că de multe ori dă eroare, drag, testul. E muzica, nu-mi dau seama că muzica e și pe post sau o avem doar noi aici, la tău. Lasă-l pe Guess Who. Mai prezentăm sau? Nu, n-are sens. Guess Who a fost prins drogat la volan în capitală. Artistul se afla în zona Piața Victoriei atunci când a fost oprit pentru control, iar în urma testării cu aparatul drug test a ieșit pozitiv la substanțe psihoactive. Laurențiu Mocanu, pe numele său real, a fost dus la INML pentru recoltarea de probe biologice. Veste fulgerătoare în lumea rapului românesc. Într-un control în trafic, polițiștii l-au depistat pozitiv pentru consum de droguri pe Guess Who. Artistul a fost oprit de agenții de la brigada rutieră în jurul orei 13:30 în zona Piața Victoriei. În urma testării preliminare cu aparatul drug test, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a unei substanțe psihoactive, motiv pentru care persoana în cauză a fost condusă la sediul INML în vederea prelevării de mostre biologice. Cu toate că nu a recunoscut public să fi consumat substanțe psihoactive, în piesele artistului lansate pe parcursul carierei sale se regăsesc de mai multe ori strofe care fac referire la droguri de diferite tipuri. În multe melodii ale sale, rapperul invocă consumul de ecstasy, LSD, iarbă sau cocaină. Silviu mă întreabă, ce flori ilegale fumezi? Zice Spike dintr-un colț. 4 fumezi de obicei. Sunt la fel de ilegale ca și restul. Potrivit unor surse, Laurențiu Mocanu ar fi fost testat pozitiv la cocaină. Ulterior, cântărețul Guess Who a fost dus la sediul INML, iar după recoltarea probelor se va stabili cu exactitate ce pedeapsă riscă acesta. Laurențiu Mocanu, cunoscut sub numele de Guess Who, este un cântăreț de muzică hip-hop și rap român care s-a remarcat sub aripa trupei Paraziții. În iulie 2010, Guess Who a câștigat premiul de cel mai bun artist hip-hop la Romanian Music Awards. Melodiile artistului răsună și acum în rândul fanilor lui, care nu sunt deloc puțini la număr. În ciuda celebrității care l-a consacrat, Laurențiu Mocanu s-a remarcat printre puțini artiști care nu și-au expus pe tavă viața privată. S-a concentrat de-a lungul timpului pe care carieră și, în plan personal, trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de femeia pe care alege să o țină cât mai departe de lumina reflectoarelor. Mi-e clar că nu mă lup cu minte cu un zadar și în orice caz, că dacă pierd măcar, știu doar că timpul este adversar. De la început până la final, real niciodată altfel decât par. Pe total încă dator, morala însă nu i-au votul personal. Piața drogurilor se extinde amenințător. 3 profesori au fost reținuți de procurorii DIICOT. Astfel, sunt suspectați că în timpul liber vindeau cannabis și droguri sintetice. Drogurile ar fi fost achiziționate printr-o aplicație online criptată și le-ar fi plătit cu criptomonede. Stupefiantele ar fi fost apoi vândute mai departe. În urma acestui incident, senatoarea PSD Gabriela Fiera trage un semnal de alarmă și spune că ar fi util ca școlile să extindă protocoalele de colaborare cu autoritățile pentru a depista la timp cazurile de trafic de droguri. Traficanții de droguri din România sunt la tot pasul și unde nu se așteaptă nimeni. Procurorii DIICOT au descoperit 3 profesori care se ocupă cu traficul de substanțe interzise. 2 dintre aceștia aveau cultura de cannabis chiar la ei acasă și sunt din Buzău. Conform unor surse judiciare, indivizii formau un cuplu și sunt profesori de economie, respectiv psihopedagog la Liceul pentru Deficienți de Auz. Drogurile ar fi fost comandate prin intermediul unor aplicații online criptate, iar plata se realiza prin transferuri în echivalentul unei criptomonede. Distribuția și vânzarea ulterioară a drogurilor avea loc fără ca persoanele să se întâlnească. După ce efectuau plata, cumpărătorul primea o fotografie și coordonatele GPS ale locului în care se aflau substanțele. Celălalt traficant este un profesor care predă engleză la mai multe școli din județul Bacău. Bărbatul este suspectat de trafic de droguri și se numără printre persoanele vizate de cele peste 200 de percheziții făcute astăzi de Poliția Română și DIICOT. Senatoarea PSD Gabriela Fiera subliniază că acest caz este îngrijorător și transmite că prevenția este cheia pentru combaterea acestui fenomen al traficului și consumului de droguri. Ca mamă, nu doar ca politician, știu la cât de multă informație sunt expuși copiii și adolescenții, dar cât de puține cunoștințe au. Poate nu înțeleg pe deplin că drogurile îi pot face slabi fizic și psihic, le distrug complet viața și cariera. Cred că este utilă extinderea pe termen lung a programelor de prevenție în școli pentru toate părțile implicate direct, profesori, părinți, autorități. Avem un război pe termen lung, nu doar o bătălie, a transmis senatoarea PSD de Gabriela Firea. În România, traficul de droguri a luat o amploare nebănuită și cel mai periculos este că acesta s-a extins foarte mult în școli și implicit în rândul copiilor și al tinerilor. Fumatul ar putea fi interzis în mașina personală. Un nou proiect de lege dezbătut în Senat ar putea obliga oamenii să renunțe să mai fumeze în prezența minorilor. De asemenea, legea va interzice acest viciu și în apropierea școlilor, în zona spitalelor sau a parcurilor. Totul după modelul țărilor europene, unde fumatul în spațiile publice este aspru sancționat. În plus, aruncarea chiștoacelor de țigară pe stradă se va sancționa cu o amendă de până la 500 de lei. Legea intitulată Fără copii lângă tutun vine ca un semnal de alarmă și propune o sancționare a oamenilor care fumează în prezența minorilor. Cea mai importantă schimbare în ceea ce privește noua modificare legislativă este interzicerea fumatului în mașini. Dacă sunteți fumători și vă aflați într-un autovehicul în care se află și copii, trebuie să știți că aceștia sunt expuși la fumatul pasiv și nu este suficient doar să deschidem un geam, și asta pentru că fumul de țigară persistă până la 2 ore și jumătate. În acest context, părinții sunt de părere că noile interdicții vor proteja sănătatea celor mici. Da, cred că ar fi o idee foarte bună, pentru că copiii nu ar trebui să inhaleze fum de țigară. Da, ar fi un lucru minunat. Da, la noi în mașină nu se fumează, din fericire, în mașină, și tatăl care fumează, fumează tot timpul departe de ea. Pe lângă interzicerea fumatului în autovehicule, în prezența minorilor, parlamentarii vor să interzică fumatul și în parcurile pentru copii. Specialiștii spun că plămânii copiilor sunt mult mai sensibili la fumul de țigară, care conține peste 7.000 de substanțe chimice toxice. Copiii sunt mai predispuși la fumul de țigar datorită imaturității, sunt mai afectați datorită imaturității plămânilor și datorită ratei mari de respirație, adică iau peste 30-35 de respirații pe minut, comparativ cu un adult. În prezent, fumatul este interzis în mașini în prezența minorilor în 11 țări din Europa. Printre acestea se numără și Belgia, Austria, Cipru, Finlanda, Franța și Grecia. Ne apropiem ușor-ușor de weekend și avem nevoie și de informare ca să putem să ne facem planuri pe măsură. Băieții noștri, sigur, mâine au un meci de fotbal, așa că vrem să aflăm cum va fi vremea de la Romina. Bună dimineața! Bună dimineața, Georgia, să știi că vin cu vești bune, pentru că va fi o zi senină, soarele va fi mai mult prezent pe cer, așadar temperaturile se mențin ridicate pentru această perioadă, vremea se menține frumoasă și caldă, vor fi și unele înorări prin partea de sud și sud-est a teritoriului, dar în restul regiunilor cerul va fi mai mult senin, probabilitatea de ploaie va fi redusă prin partea de sud-est a teritoriului, vântul va sufla moderat, izolat cu ușoare intensificări, iar rafalele vor atinge viteze în general de 50 de km/h. Dimineața va mai fi ceață prin anumite zone, iar maximele se vor încadra între 23 de grade, se vor atinge prin estul Transilvaniei și vor urca până la 29 de grade Celsius în partea de sud și sud-est a teritoriului. În capitală se mai încălzește, atmosfera va fi plăcută, cerul va fi variabil, iar vântul va fi mai activ, maxima aerului va fi de 29 de grade Celsius. Mâine vremea va fi caldă, mai apar câțiva nori, dar nu va ploua. Pe timpul zilei vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii a 28 de grade Celsius. Poi mâine se arată soarele din nou, vântul nu ne face probleme, iar valorile termice vor fi cuprinse între 15 și 27 de grade Celsius și la munte vremea se menține frumoasă, iar la malul mării va fi o vreme caldă și frumoasă pentru că se arată soarele pe parcursul zilei, temperaturile urcă până la 25, chiar 26 de grade Celsius prin stațiuni, norii apar în treacăt, iar șansele de ploaie sunt foarte reduse, dar vântul continuă să agite atmosfera. Atât pentru moment, ne revedem mai târziu cu noi informații despre vreme. Mulțumim, Romina, pentru informații. Mergem mai departe și să știți că mă aflu într-o ușoară stare de joc, pentru că astăzi povestim despre ce conține pâinea din magazine. Avem aici un exemplu, tocmai ce am citit o etichetă, dar aștept lămuriri pentru că aproximativ 80% dintre ingrediente sunt de neînțeles, iar cel mai în măsură să ne lămurească este, bineînțeles, domnul conferențiar universitar dr. Costel Stanciu, președintele Asociației Pro-Consumatori. Bună dimineața și bine ați revenit! Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Eu am rămas șocată de ceea ce am descoperit pe această etichetă și încep prin a spune că are făină albă de grâu, apă, drojdie, sare iodată, conservanți și aici începe. Propionat de calciu, acid ascorbic, oțet din alcool. Ce caută oțetul în pâine? O bună întrebare. Păi ca să nu mucegăiască. În mediul acid nu se dezvoltă mucegăiurile. Aha. Deci au zis cum facem să poată să stea mai mult la raft și mai bine. Da. Păi ce putem pune? Păi oțet. Păi ce? Nu punem noi oțet? Dar nu ne oprim aici. Emulsifianți, esterea acizilor mono și diacetiltartric cu mono și digliceridele acizilor grași, agenți de tratare a făinii, acid ascorbic, L-cisteină și poate conține și urme de soia și semințe de susan. Cred că dacă am numărat bine, 4 sau 5 aditive alimentari, nu? Da. Deci atât de mulți, dacă totuși pun și oțet pentru a preveni mucegăire. Mai pun și sare pentru conservare, nu doar pentru gust. Deja sunt suficienți. Eu m-aș opri la sare, dar... Când ar trebui să avem 4 ingrediente în pâine. Făină, apă, drojdie și sare. Și sare, varianta de bază. O putem obține și din 3 ingrediente. Adică drojdia poate fi înlocuită cu acea maia, care, bineînțeles, se obține pe parcursul a câtorva zile, dar este mult mai sănătoasă pentru că are o coajă crocantă, are un mez elastic, alveolar, este prielnică nouă, da? Că pâinea trebuie să fie naturală, să fie curată, ca să ne fie prielnică. Mai avem acolo un exemplu de pâine pe care vă rog să o luați dumneavoastră, cea maro, da, aceea, da, da, e pâine pentru toaster. Știm că cei mici preferă astfel de sandvișuri, da, pâine prăjită, da, la sandwich maker. Da, cu toate că scrisul e foarte mic, identific și aici acidul sorbic. Acidul sorbic se obține dintr-un gaz toxic, iritant, numit cheten. Oh, wow. Numai de aici, dacă am pornit de la acest aspect, ne-am dat seama că nu trebuie să o ridicăm de la raft. Că nu trebuie să o punem în coșul de cumpărături. Deci și în acest produs găsesc doi conservanți. Conservanții astea sunt aproape peste tot, acidul scorbic și propionatul de calciu. Scrisul este așa de mic, dar încă mă mai ajută vederea, da? Ar trebui să fie puțin mai mare scrisul ca să fie mai evident în fața oamenilor. Vegetale, fibre vegetale. Ne dăm seama după adausurile astea nespecifice. Am găsit și fibre de citrice, da? Wow. Că făina folosită la realizarea acestui produs nu este una de o calitate ridicată, da? Sunt făinuri obținute din grâu de o calitate inferioară, nici nu știm de unde provine acel grâu, provine dintr-o țară unde nu se aplică regulile Uniunii Europene, da? Ca să nu dăm niște nume, că în ultima perioadă tot se vorbește despre acest grâu care tranzitează România. Da, știm cu toții că a rămas mult grâu din țara respectivă în România. Știm cu toții că în acea țară se aplică o agricultură din asta intensivă, cu pesticide, cu îngrășăminte, fără limite. Dar, totodată, avem și alternativă. Sunt acele brutării artizanale care au început să se înmulțească. Ăsta este un semnal că românii se îndreaptă spre o hrană curată, da? Și asta trebuie să ne bucure, cu cât mai mulți, cu atât mai bine pentru sănătatea acestui popor. Ceea ce găsim în marile magazine nu e acel produs care să ne fie prielnic, după cum spuneam, pentru că doar una din 10 pâini respectă rețeta tradițională. Noi am realizat un studiu pe pâinea ambalată, am găsit vreo 52 de mărci și, din păcate, una din două pâini, adică jumătate din pâinile analizate, conțin zahăr, da? Și am găsit și o carte, Cum ucide zahărul, scrisă de John Yudkin. O carte pe care o recomand, pentru că în această carte se arată că zahărul este nociv pentru sănătatea noastră. Zahărul este responsabil de o serie de boli, boli autoimune, gută, boli cardiovasculare, cancer. Deci aici sunt... Cartea este scrisă în baza unor studii, da? Și a apărut în 3 ediții. Prima dată în 72, pe urmă în 86 și în 2012 un alt savant, în timp ce susținea o conferință prin Australia, un coleg de conferință i-a amintit de savantul Yudkin, pe care acel savant nu-l cunoștea și atunci a cumpărat drepturile de autor și a retipărit-o după moartea acestuia. Deci se vede că e o carte bine susținută de studii științifice. Tot așa, una din două pâini conține ulei de palmier. Păi de ce să caute uleiul de palmier? Păi, uleiul de palmier știm cu toții că jumătate din cantitatea acestuia găsim grăsimi saturate. Îl vedem că se folosește în fast food-uri, da? Rezistă la temperaturi ridicate, la multe prăjeli. Se schimbă mai rar. Da, se schimbă mai rar și e folosită în pâine pentru a prelungi durata de păstrare la raft. Deci să ne ferim și de uleiul de palmier din pâine. Dacă nu e rețeta tradițională, da? Fiecare popor are pâinea lui, da? Dar dacă ne uităm prin toate rețetele de pâine de pe planeta Pământ, rețetele tradiționale, nu o să găsim ulei de palmier în niciun caz. Deci astea sunt găselnițe ale industriei pentru a produce mai mult, cu costuri mai mici și așa mai departe. Am găsit și glicerină. Eu mi-aduc aminte când eram mic. Stai să lămurim și acest aspect. De ce glicerină? Glicerina în pâine, într-o marcă de pâine, pentru a conferi acea prospețime artificială. Atenție la mențiunile înșelătoare, cum ar fi aromă rustică, da? Într-o pâine din asta ambalată, care are termen de valabilitate 2-3 săptămâni. Da? Păi, asocierile astea, rustic, da? Are legătură cu mediul rural, da, cu pâinea obținută... De odinioară. Da, pâinea de odinioară. Deci una dintre aceste pâini nu mai este un leu, ca idee. Aceasta e vreo 4 lei, cea de acolo Maro cred că e undeva la 7-8 lei. Deja costul a crescut inclusiv la pâinea de la raft și cred că ar fi mai degrabă indicat să punem 2 lei, 3 lei în plus pentru o pâine de calitate decât să ne hazardăm că e la îndemână. Da, din păcate, românii consumă multă pâine. 100 de kilograme de pâine pe an, am făcut niște calcule în medie, o pâine pe zi. Și atenție, când consumi o pâine pe zi, automat asimilești 3 grame de sare. De cei 3 grame de sare, pentru că într-o 100 grame de pâine, dacă ne uităm pe etichetă, o să vedem că e cel puțin 1 gram de sare, 1,2 grame de sare, da? Cunoaștem cu toții că nu trebuie să depășim 5 grame de sare zilnic. Numai din pâine luăm 3 grame. Deci și trebuie dacă mai punem și în salată, și în mâncare, da, și în mâncarea de cartofi, și pe friptură. Și uite, așa ajungem la hipertensiune arterială și uite, așa ajungem la boli cardiovasculare și viața noastră se dă peste cap. Pentru 2-3 lei de fiecare. Costul acesta ridicat are ca și cauză adaosul comercial foarte mare. De fapt, prețul grăului nu cred că a crescut. Mi-am dat seama în această perioadă cât funcționează acea ordonanță de urgență 67 privind plafonarea adaosului comercial. Adică comercianții nu au voie să aplice mai mult de 20% adaos comercial. Și comparăm prețurile din perioada premergătoare aplicării acestui act normativ, am văzut că adaosul comercial din marile lanțuri e undeva la 70%, cel puțin 70%. Da? Aha. Deci procesatorul câștigă foarte puțin, cel care produce pâinea, cel mai mult câștigă cel care vinde. O distribuie. Eu aș fi de acord să plătesc mai mult, dar să fie pentru o pâine de calitate. Adică mi-aș dori să fie prețurile ridicate la raft, de acord, nicio problemă, dar să fie pâine de calitate. Eu stau și mă gândesc la pâinea pe care o luam de la alimentară când eram mic și mă trimitea mama cu o sacoșă. Pâinea de 50 de bani? N-avea nici etichetă, n-avea nimic și chiar și în ziua de azi la supermarket găsim într-un răftuleț așa frumos aranjat o grămadă de pâini fără nicio etichetă. Acelea sunt cumva verificate, sunt reglementate cumva. Mi-amintesc și eu de brutăriile din vremea copilăriei mele, păi se deschideau la 2 dimineața, da? Oamenii se duceau... La coadă. Da? Nu, nu, se deschideau pentru a face aluatul. Adică era acel proces tehnologic tradițional. Astăzi se folosește aluat congelat. În toate lanțurile de magazine unde vedem... Raionul acela de panificație, patiserie, acolo găsim aluat congelat, da? Adus din afara țării. Una din 4 pâini se fabrică din aluat congelat. Trebuie să ne uităm pe etichetă să vedem dacă există o mențiune care să ne avertizeze dacă pâinea respectivă a fost făcută din aluat congelat. Pentru că una e să consumi o pâine din aluat congelat produsă în urmă cu 6 luni, 12 luni, nu? Mai putem spune că e un produs proaspăt, un produs prielnic nou, nici de cum, da? Cred că se denaturează cumva și Constituția aluatului prin decongelare. Păi ne uităm cu toții la câtă publicitate există la acele produse pentru a scăpa de constipație, de hemoroizi. Păi da, hrana este cea care ne duce în zona respectivă. Da? De aici ne dăm seama de starea de sănătate a acestui popor. Da? El consumă multă pâine, o pâine de o calitate scăzută, da? Și uite așa apar aceste boli care nu mai scap de ele, da? Iată câte ați enumerat doar în legătură cu o simplă pâine. Vorbim de consum ridicat de sare, de zahăr și iată și aceste fibre în exces care nu ne fac neapărat bine. Toate acestea la un aliment de bază. Da. Așa că mare, mare grijă cum alegem produsul acesta la raft. Eventual să ne îndreptăm, așa cum am spus, către brutării și să îi ajutăm pe micii producători. Da, să îi susținem pe micii producători, că în felul acesta vom fi mai mulți, da? Afacerile lor se vor multiplica. Că dacă astăzi are o brutărie artizanală și crește cererea, mai deschide și mâine altă brutărie în altă parte a orașului. Da? Tot așa. Vă mulțumim tare mult pentru informații. Dragilor, mergem într-o scurtă pauză de publicitate și nu vă panicați, puteți să alegeți în continuare sănătos, nu neapărat dacă aveți o pâine de acest fel în casă. Sau să o faceți pâine acasă, cu mașini de pâine. Acasă. Uite, 5 minuțele de publicitate luăm noi și voi puteți să vă inspirați și să găsiți o rețetă simplă și la obiect.